părticica. Zice așa. Întru cinstea și pomenirea prea binecuvântatei, slăvitei stăpânei noastre, născătoarei de Dumnezeu și purtea Fecioarei Maria. Ce observăm diferența? Prescura de împărtășanie este mai mare ca pentru toată biserica și zice acolo într-o pomenire. La Maica Domnului zicem într-o cinste. Și am tăiat această părticică pentru Maica Domnului. Acum o aranjez frumos. Răscumirea presupune și o estetică frumoasă ca să slujim cu echilibru. Și ia prescura aceasta, părticica pentru Maica Domnului și o așează de-a dreapta Domnului, zicând, de față a stat împărăteasa, de-a dreapta ta, în haină aurită și îmbrăcată și prea înfrumusețată. În haină aurită, îmbrăcată și prea înfrumusețată. Ce înseamnă lucrul acesta? Că de față a stat Maica Domnului. E odată nașterea, dar cât mai ales răstignirea. Cine a stat la răstignire de-a stânga și de-a dreapta? Maica Domnului cu Apostolul și Evanghelistul Ioan. Deci Maica Domnului este participantă la întrupare, la jertfa Domnului pe cruce și sigur prezentă la rugăciunea noastră pe care o aducem pentru vii și apurmiți și prezentă la sfințirea trupului Domnului. Această rugăciune este luată din Psalmul 44, 11. De față a stat împărăteasa, de-a dreapta ta, în haină aurită și prea frumusețată. Acum, preotul a adus-o pe Maica Domnului lângă Hristos. Va trebui să aducă toate categoriile de sfinți. Și aici, în prescură, există întipărit 9 triunghiuri mai micuțe pentru cinstea Sfinților. Dar, ca să nu pierdem vremea, de data aceasta voi tăia o părticică mai mare care le cuprinde pe toate cele 9 triunghiuri. Le vedeți? Ca să nu stau să le tai pe fiecare acum, să pierde vremea, că trebuie aranjate, trebuie, dar pentru dumneavoastră fac lucrul acesta și le lăsăm în unitatea lor, de cele 9 cete de sfinți. Și preotul zice așa, luând părticica aceasta, prima, nu mai tai, dar o ating cu copia, ca și cum aș tăia-o, că eu deja le-am tăiat, dar ca să fie mai practic pentru dumneavoastră. Zice așa la prima părticică. Întru cinstea și pomenirea Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel și a tuturor cereștilor, netrupeștilor puteri. Deci aducem și îngerii prezenți la Sfânta Jertfă. Apoi, a doua părticică. Ating triunghiul acesta zicând a cinstitului, slăbitului, proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, a sfinților și slăviților proroci, Moise și Aaron, Ilie și Elisei, David al lui Iesei, a sfinților trei tineri, Daniel al lui Daniel prorocul și a tuturor sfinților proroci. Deci avem îngerii și toți prorocii, unii cu numele, alții fără nume. Deci e ca și cum nașterea din nou al lumii. Îngerii prezenți, prorocii vestiți. A treia părticică. A sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli Petru și Pavel. A celor 12 pentru care astăzi ne facem liturghie. A celor 70 și a tuturor sfinților apostoli și a celor întocmai cu apostoli. A patra părticică. Trecem de la îngeri, proroci, apostoli la categoria sfinților ierarhi. Preotul zice
a celor între sfinți părinților noștri, mardascălei lumii și ierarhii, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, ale sfinților ierarhi, Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, Nicolae al Mirelor Lichie și Spiridon al Trimitundei, Nifon al Constantinopolului, Calinic de la Cernica, Antimi Viranul, Iosif cel Nou de la Partoș, Iorest și Sava, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie de la Râneț, Leontie de la Rădăuț, Petru Movilă și a tuturor sfinților ierarhi. A cincea părticică. După sfinții ierarhi vin mucenicii. A sfântului întâi mucenic și arhidiacon Ștefan, a sfinților mari mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Diron, Teodor Stratilat, Mina și Ioan cel Nou, a sfinților mucenici Serghie și Vah, Ioan Valacul și Obrea, Constantin Brâncoveanu cu fiii săi și a tuturor sfinților mucenici, a sfintelor mucenițe Tecla, Barbara, Paraschevii, Ecaterina, Filoftea de la Argeș și a tuturor sfintelor mucenițe. După mucenici, la șasea părticică urmează cuvioșii. A sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinței noștri, Antonie, Eftimie, Sava, Onufrie, Atanasie Atonitul, Dimitrie cel Nou, Ioan Casian, German, Grigorie de Capolitul, Nicodim de la Tismana, Visarion și Sofronie, Ioan de la Prislop, Daniel Sihastul, Paise și Ioan Iacob de la Neamț, și a tuturor sfinților cuvioși părinți, a sfintelor cuvioaselor maici, Pelagia, Teodosia, Anastasia, Eubraxia, Fevronia, Teodula, Eufrosina, Maria Egipteanca, Parascheva de la Iași, Teodora de la Sicla și a tuturor sfintelor cuvioaselor maici. A șaptea părticică. A sfinților făcători de minuni și doctori fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae și a tuturor sfinților tămăduitorilor fără de arginți. A opta părticică. A sfinților și dreților dumnezeieștilor părinți, Ioachim și Ana, ale sfinților 12 apostoli, se pomenim cu numele de pe catapeteasmă, apostolul Marcu, apostolul Simon, apostolul Luca, apostolul Filip, apostolul Ioan, apostolul Petru, apostolul Pavel, apostolul Bartolomeu, apostolul Matei, Toma, apostolul Andrei, apostolul Matei și a Sfântului Apostol Iacob Tadeul, a căror sfântă pomenire săvârșim astăzi. Iar a noua părticică, închinată a celui între sfinți părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopol, a cărei sfântă liturghie săvârșim astăzi și a tuturor sfinților pentru ale căror rugăciuni cercetează-ne pe noi Dumnezeu. Deci dacă am pomenit toate categoriile de sfinți, ele musai sunt mijlocitori, toți sfinții aceștia sunt mijlocitori înaintea lui Dumnezeu pentru jertfă. Deci am pomenit ca rugători și ca cei care s-au împărtășit și permanent. Aici e frumusețea și permanent se împărtășesc de sfințire, de sfințenia împărtășanii. Deci, cumva și ei se împărtășesc la liturghie în mod nevăzut. Pentru că s-au sfințit și orice sfințire continuă. Orice sfințire continuă. De aceea este foarte frumos că acum am pus lângă Domnul Hristos, Maica Domnului și toți sfinții care s-au împărtășit de bucuria dumnezeiască. Acum,